Însă, în momentul în care oamenii care astăzi au fost în piață sau care au fost pe 3 mai sau care au participat în general la toate aceste proteste, în momentul în care ei ar afla cine sunt de fapt cei care le vorbesc de pe scenă, cine sunt cei care se pretind a fi lideri și fondatori a așa numite platforme, mă tem că o să rămână la fel de dezamăgiți dacă nu mai tare. Viorel Țop a reluat milioane de euro de la Banca de Economii Credite, încă de la bun început, din anii 90, pe care până în ziua de astăzi nu le-a întors. Tot dumnealui a fost implicat în chestiunea cu Victoria Bank și pentru asta este condamnat penal. Este infractor. Nu este un cetățean oarecare ascuns acum prin Germania. Între aceia care se găseau astăzi pe scenă sunt o bună parte dintre aceia care au votat pentru Voronin la 4 aprilie 2005 în rând cu Filat, cu Serebrean și cu Diacov și cu ceilalți. Vasile Năstase împreună cu Iurii Roșca și cu Voronin au intrat în sediile Antena C și Euro TV în anul 2005-2006. I-au dat afară pe jurnaliști. Au intrat acolo într-un mod barbar. Au făcut după aceea propagandă după votul de 4 aprilie 2005 lui Roșca și lui Voronin ani de zile. Deja prin 2009, nu știu, s-au dat într-o parte când nu mai aveau nici surse, nici altceva. Ei țin noi să ne salveze de la oligarhii care sunt astăzi, de la mafia care este, care i-au stat mână în mână cu ei. Sau Sergiu Mocanu, care a fost consilier pe probleme speciale al președintelui de atunci, Vladimir Voronin. Dânsul este salvatorul Republicii Moldova, cumva? Sau analiști politici care i-au ridicat în stă pe al defilat și toți ceilalți în toți acești 5 ani, bătând în Partidul Liberal, când noi spuneam despre hoția de la Banca de Economii din anul 2010, de la bun început, îi putem noi crede pe toți acești infractori, parteneri de afaceri a lui Placodiuc, a lui Filat, sau susținători de a lui Voronin și de a lui Placodiuc până nu de mult, ăștia pe noi să ne salveze și să ne ducă la dreptate? Pe naiba, niciodată. Ăștia nu ar să facă nimic altceva decât să înlocuiască o grupare de oligarhi cu o altă grupare de oligarhi și să continue să fure Moldova. Cum ei au făcut-o prin dovezi, fapte clare, anulate din 90 încoace.